Situația epidemiologică în Mehedin se schimbă de la o oră la alta. În ultimele 24 de ore, alți 8 mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19. În acest moment, 93 de persoane sunt internate, dintre care 10 se află în secția de terapie intensivă. Peste 1700 de persoane au fost infectați cu SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei și până în prezent în Mehedinți, dintre care 87 de persoane au decedat. În ultimele 24 de ore, alți 8 mehedințeni au fost confirmați cu COVID-19. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 851 persoane se află în carantină la domiciliu sau la locația declarată de aceștia. 93 persoane se află internate, dintre acestea 10 persoane se află internate la secția ATI. 143 persoane se află izolate la domiciliu asimptomatice. De la începutul epidemiei, în județul Mehedinți au fost confirmate COVID-19 1711 persoane, în ultimele 24 de ore fiind confirmate COVID-19 8 cazuri de îmbolnăvire. De asemenea, de la începutul epidemiei, în județul nostru au decedat 87 de persoane. Precizăm că rata incidenței cumulative a COVID-19 la 1000 de locuitori în județul Mehedinți este de 0,66 conform hotărârii de guvern 856 din 2020. Numărul celor infectați pozitiv în ultimile zile arată o evoluție negativă a coronavirusului în județul Mehedinți. Datele menționate sunt în dinamică și se schimbă de la o oră la alta.